Este sezonul vacanțelor și mulți dintre noi avem o problemă ce haine să luăm în bagaj, astfel încât să ne simțim confortabil, dar și eleganți în același timp. Colega mea, Gabriela Ghizel, ne va ajuta cu câteva sfaturi. Bună ziua, Gabi, te ascultăm! Bună, Simona! Astăzi v-am pregătit 3 ținute de mers în vacanță pentru femeile cu forme. Stilistul care ne-a ajutat este Dana Tacea, așa că haideți să vedem ce a ieșit! Pentru prima ținută, noi ne-am gândit să mergem la plajă. Ce căutăm? Căutăm o rochie albă în bretele, cu ceva detalii din dantelă. Aș vrea să mergem într-o zonă așa ușor sexy, ușor romantică. Uite, Gabi, ce părere ai de o astfel de rochie, pe care mai apoi o putem purta și la un party, și în oraș cu Adidas, și cu jachete. E foarte frumoasă și cred că i s-ar potrivi foarte bine Larisa. Accentul pe talie și am folosit o rochie destul de sexy. Avem peste un caftan care este foarte util pentru femeile care au brațele ceva mai pline sau care simt că nu vor să se expună atât de mult. În cazul în care avem un bust generos, ne avantajează bretelele late la costumele de baie, iar la rochii putem să folosim fie rochii cu mânecă, fie, dacă nu au mânecă, să aibă cât de cât un detaliu în partea de sus, pentru că echilibrează un pic și nu arată bustul exagerat de voluminos. Iarăși ajută foarte tare când avem bustul generos să purtăm un decolteu. La ținută, noi ne-am gândit să mergem într-un city break, nu? Știi ce vreau să te întreb ca stilist vestimentar? Clientele tale atunci când pleacă într-o călătorie te întreabă ce să-mi pun în bagaj, cum să... îmi alcătuiesc ținutele și ce le zici? Da, mă întreabă, însă în general au călătorii legate de job mai degrabă decât legate de city break și ce le spun este să ia piese simple, unique, în 2-3 culori prestabilite dinainte, ca să nu aibă probleme de mix and match, pentru că nu poți să cari toată casa cu tine. Iarăși nu ar trebui să lipsească, în funcție de stilul femeii respective, fie un rucsac ca să aibă mâinile libere, fie mie, de exemplu, îmi place să port genți în banduri. Într-un city break la Roma sau la Madrid, propun eu, și propunerea mea este să purtăm o fustă midi imprimată cu un mic detaliu sexy, așa feminin, pe picior și o ușoară asimetrie, care, să știți, un secret, avantajează orice tip de siluetă. Dacă suntem mai plinuțe, ne subțiază, dacă nu avem talie, reconturează. Am legat cămașa în talie pentru că nu ar fi arătat bine băgată în fustă din 2 motive. 1. Materialul fustei este extraordinar de subțire și s-ar fi văzut inestetic. Și numărul 2, materialul cămășii și forma, croiala ei, materialul este gros, rigid, iar croiala este asimetrică și prea voluminoasă și am fi încărcat prea mult silueta. A treia ținută, a treia vacanță. Unde mergem ultima dată? Mergem la festival, pe plajă, la Neversea. Și o să folosim o explozie de culoare, fucsia cu nuanțe de roșu corai. Folosim când mergem la festivaluri rochii maxi, centuri cu detalii cu ținte, ciocate, sunt foarte utile, mai ales când mergem într-o zonă de asta cu nisip, e genial să avem ghete. Larisei îi vin bine culorile reci, are tenul rece. Blondele, atunci când folosesc culori prea intense, arată șterse, palide. Așa încât nuanțele astea de fucsia sunt ceva mai ponderate, mai potolite, nu mai bune pentru Larisa, care are o coloratură angelică. Acestea au fost ținutele de astăzi. Sper că au fost pe placul vostru și că veți atrage atenția pe oriunde veți merge vara aceasta. Eu vă aștept și pe Instagram Tu dai moda și ne revedem vinerea viitoare cu noi ținute și noi invitați.